Poate că am mai spus-o și în alte filme, dar o zic și acum. Avantajul acestei monturi uh, rigide pe această prindere elicopter, uh, nu mă interesează distanță, nu mă interesează absolut nimic. Am fir gros, pescuesc aproape, dar uh, ce am observat, montura inline, bun, cu care am încer încercat. Imaginați-vă că aici ar fi fost o montura, deci ea ar fi stat așa, ăsta inline-ul, da? Corect? Hmm. așa, bun. Substratul moale, știu eu, atât e înămolul pe fund. Bun, am aruncat plumbul chiar dacă am săculeț, că săculețul să știți că mai atenuează, să așează pe fund mai ușor decât, decât dacă să duce ghiulea cu plumbul gol. Eh. Dar totuși el vine și se duce să afundă în mol și imaginați-vă că trage după, după plumbul trage după el montura în, în substratul moale și ai șanse mici să, să o prezinți apoi bine. Sigur, încerci să o scoți ca orice pescar aruncăm, să duce pe fund, o scoatem puțin, dar totuși, repet, nu este, n-ai aceeași eficiență, sau cel puțin eu așa cred, ca la acest elicopter, unde, mă rog, am eu aici, dar cu ăștia pot să, această distanță pot jongla, iată-o. Și atunci, imaginați-vă, aceeași, aceeași treabă, da, vine plumbul, Vine plumbul, mă rog, aici este boile și săculețul, și iată, că, iată cât de mult și cât de frumos poate să ridice aici forfatul, pentru că el sigur că, sigur că forfatul rămâne în apă în urma, în urma plumbului. Plumbul se duce ghiulea și el vine din spate, să-și freacă cu apa și mai ușor, în fine, și săculețul, repet. E, și vine, și apoi, bum, plumbul s-a dus. Dar ia uitați-vă, eu pot să am aici, de fapt pot să-mi fac și un metru, dar n-am nevoie, îmi fac jumătate de metru, 40 de centimetri, dar am protejat mult mai bine montura și este evident că montura montura nu se duce în amol cu acest elicopter, așa cum s-ar duce cu o montură inline.